Cea de-a doua zi a sesiunilor de comunicări științifice a debutat la secția de etnografie și folclor a Muzeului Municipal Câmpul Lung, unde specialiști în istorie, arheologie, arhitectură și conservarea monumentelor au adus precizări importante despre Institutul Național al Patrimoniului, tehnici de consolidare adaptare pentru suporturi textile, analiza stării de conservare la Crucea Jurământului și Crucea Pârgarilor. Ne aflăm la 30-a ediție. Noastră sunteți aici la secțiunea noastră, modulul de conservare-restaurare, unde avem de prezentat, de fapt am prezentat o parte din lucrările noastre, referitoare la conservare și restaurare, atât de monument istoric cât și de bunuri culturale. La secția de istorie și artă plastică, modulul pedagogie muzeală, s-au dezbătut teme despre construirea Palatului Justiției din Câmpul Lung, aspecte ale spionajului feminin în vederea formării și apărării României Mari, participarea armatei a doua la invadarea Transilvaniei și avatarurile monumentelor. În fiecare an, muzeul organizează sesiunea de comunicări științifice, de data aceasta am ajuns la ediția 30. Avem organizate patru module specifice domeniului muzeal: istorie contemporană, conservare și restaurare, pedagogie muzeală și arheologie. Ca de obicei, se reunesc specialiști și oameni interesați din toate colțurile țării. Este o sesiune dedicată mai mult mediului științific și muzeal decât publicului de largă audiență. Ca de fiecare dată, la finalul acestei sesiuni se va publica revista de specialitate a muzeului. Ne-am bucurat foarte mult acest an că am avut o prezență consistentă și din punctul de vedere al prezenței noastre într-un parteneriat european și atunci dimensiunea sesiunii noastre de comunicări științifice, așa cum veți vedea și mai și sus în sală. Se vorbește despre provocările muzeale la nivel european. Da, la sfârșitul acestei zile cred că vom încheia acest eveniment științific cu succes. Cea de-a 30-a ediție a acestei sesiuni de comunicări științifice, Muzeologia în Contemporaneitate Valențe Muștelene, a stat sub semnul omagierii celui care a fost aproximativ 40 de ani directorul acestei instituții, Ștefan Trâmbaciu. Concluziile și comunicările vor fi publicate în revista Muzeului din Câmpul Lung Muștel 2015.